Femei din ciclul Surprize, surprize. Așteptând mult promisele dezvăluiri surpriză ale Zânei Poșetuță, în plin scandal parlamentar și la vârful SRI, cu conducerea instituției chemată luni la raport în comisia parlamentară aferentă, era să trec cu vederea faptul că Fondul Monetar Internațional și-a făcut bagajele practic fără să ne zică hai pa, decât poate la revedere și un braț verde. Pentru că guvernul nu a căzut la pace cu delegația fondului pe două subiecte fierbinți. Liberalizarea prețului la gazele naturale pentru populație și ceturi din primăvară și restructurarea masivă a combinatelor energetice Hunedoara și Oltenia. Acestea sunt cele două puncte care au suspendat în aer scrisoarea de intenție cu care de regulă se angajează un guvern să-și ducă mai departe angajamentele după câte o vizită extemporal femeii. Ținte agreate de altfel de guvernul condus de același Victor Ponta în vara lui 2012. Asta nu înseamnă că acordul cu fondul se suspendă, anunță platformele de știri Gândul.info și ziarul financiar.ro. Acordul fiind unul de tip preventiv, care ar trebui să se încheie în septembrie, dar nici nu înseamnă că s-a bătut palma. În luna aprilie se vor relua discuțiile. Guvernul ar vrea să întindă calendarul liberalizării prețului la gaze pentru populație până hăt în 2021, a anunțat ieri premierul. Femeiul nu vrea. La consumatorii industriali deja, liberalizarea prețului merge ca pe roate, dar asta nu înseamnă că neapărat și unsă. Pentru cetățeanul de rând, care de o viață tot așteaptă cu groază primăvara și facturile de utilități din primele 3-4 luni ale anului, perspectiva creșterii graduale a prețului la gazele naturale, începută de la 53,3 lei megawattora din vara anului trecut și care trebuie încheiată la 62 de lei megawattora în iulie anul ăsta, nu poate decât să dea friguri pe și raspinării și pe calorifer. Deprisos să vă mai spun că premierul vede tot de ieri că România e stabilă și se dezvoltă, că are exporturi minune de peste 50 de miliarde de euro și, prin urmare, investiții grămadă. Un salariu minim de 1.200 de lei în 2016, la pachet cu tăierea din rădăcina TVA-ului, ca să nu mai crească dușmanii poporului și ai sectorului privat. Măcar până la anul care vine, când, nu-i așa, va fi iarăși campanie electorală. Atunci să vezi bătaia ciolanului pe cap și fotoliu de parlamentar. De la 588 la 300 e cota la casele de pariuri. Am zis și eu, n-am dat cu parul.